România se implică în conflictul mondial al momentului, reacție dură a ministrului de externe, în urma atacurilor chimice din Siria. România condamnă ferm utilizarea armelor chimice în orice circumstanțe, în orice împrejurare, dar mai ales atunci când este vorba de folosirea lor împotriva civililor, a declarat, joi, ministrul afacerilor externe, Teodor Mele, subliniere Canu. Mele subliniere că nu a fost întrebat, în cadrul unei declarații de presă comună cu omologul său francez Jean Vesledrian, despre un eventual răspuns militar internațional la atacul chimic din Siria. România condamnă ferm utilizarea armelor chimice în orice circumstanțe, în orice împrejurare, dar mai ales atunci când este vorba de folosirea lor împotriva civililor. Sprijinim ferm ideea de a investiga, de a pune la dispoziția organismului special, un organism care trebuie să fie imparțial, sublinierei independent, toate datele pentru a putea să vedem care sunt realitățile din teren, sublinierei, în al doilea rând, măsurile care ar trebui să fie întreprinse la nivelul societății internaționale, a afirmat subliniere-ful diplomației române. Ministrul francez pentru Europa, sublinierei afaceri externe, Jean Vesledrian, a spus că un atac cu arme chimice este intolerabil. Există o linie roșie, sublinierei, în ceea ce privește sublinierea situația din Siria, dar această linie roșie, sublinierei, este valabil, sublinierei, pentru alte situații. Este respectul nostru pentru Convenția Internațională privind interzicerea armelor chimice din 1993. Punct. Suntem ferm, sublinierei, cum a spus presubliniereedintele Republicii, Emmanuel Macron, NR, alaltieri, această situație nu este tolerabilă. Această linie roșie, sublinierei, a fost trecut, sublinierei, trebuie să luăm decizii în zilele ce urmează, a punctat acesta. Întrebat dacă mesajul publicat recent de presubliniereedintele Trump în privința situației din Siria ajută Franța să ia o decizie în această chestiune, Ledrian a afirmat, Franța este autonom în deciziile sale. Donald Trump a răspuns miercuri Rusiei pe Twitter, după mesajul unui oficial rus că orice rachetă ar fi lansat către Siria va fi doborât, presubliniereedintele american transmicând Moscovei să se pregătească pentru rachetele frumoase, noi sublinierei smart care vor veni. Rusia a promis că va doborî una câte una toate rachetele trase către Siria. Pregte subliniere tete Rusia, pentru ce ele vor veni, frumoase, noi subliniere inteligente, smart. Nu ar fi trebuit să fii prieten cu un animal care ucide cu gaze, gas killing animal, care sublinierei ucide propriul popor, sublinierei îi face plăcere, a scris Trump pe Twitter, potrivit Ager Press. După ce peste 40 de persoane au fost ucise sâmbătă trecută într-un presupus atac chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenților în capitala sirian Damasc, Donald Trump a condamnat atacul atroce comis asupra unor civili nevinovați, sublinierei a spus că va lua o decizie cu privire la pas, sublinierei de urmat în următoarele 24-48 de ore.
marci, Rusia sublinierea a folosit dreptul de veto, în Consiliul de Securitate al ONU, pentru a respinge un proiect american de rezoluție ce prevedea crearea unui mecanism de anchetă privind folosirea armelor chimice în Siria, după atacurile de sâmbătă trecută de la Douma.